Cristian Deseagă este cel de-al patrulea competitor după ordinea tragerii la sorți în Camera Verde. Cine este Cristian? Cer scuze. Pe el trebuie să-l votați. Prenumele lui trebuie să-l trimiteți la 1272. O să vedeți de îndată. E născut în Odorheiu Secuiesc, dar e student în clipa de față la Cluj. Ei bine, doamnelor și domnilor, este student la Cluj, are 25 de ani, studiază dreptul anul 4 la Universitatea Babeș-Bolyai, o universitate de prestigiu. Descrie România la 100 de ani ca fiind dezbinată, exact subiectul de la prima probă din această seară, și spune că nu s-ar înscrie niciodată în USR. Doamnelor și domnilor, îl invităm în platoul concursului 100 România pe Cristian Deseagă, după momentul în care îl veți auzi ce a transmis emisiunii noastre, ce a transmis publicului și în felul acesta a ajuns în final. Puteți vota deja din clipa aceasta la 1272 pentru Cristian. României lipsește un program Restart România menit a le reda românilor demnitatea, speranța, patriotismul, iubirea de semeni și nu în cele din urmă certitudinea că sunt partea unei națiuni egale tuturor celorlalte națiuni europene, atât cât mai pot fi numite națiunile dintre acestea. Un program nu pentru 140.000, ci pentru 20 de milioane de români. De aici consider eu că ar trebui să se pornească în procesul de reabilitare a României. Prin românilor, revenindu-le obligația morală de a riposta prin reconciliere generală acestui asalt ideologic al unui conglomerat monstru și obscur de forțe străine României, statul român, neputând să lupte contra acestuia, căci nu ar mai avea nici timpul și nici resursele necesare pentru a se guverna. Foarte tare mesajul lui Cristian transmis către noi atunci când a decis să se înscrie în această competiție și haideți să-l vedem cum răspunde la marea provocare, mai ales că, așa cum spune Mihai, e și problema principală a României pe care a identificat-o chiar el. Cristian Deseagă intră acum în platoul 100 România. Cristian Deseagă studiază dreptul la Babeș-Bolyai, iar în această seară va încerca să vă câștige încrederea și votul. Nu uitați, 1272, dacă aveți convingerea că cel care merită la această probă este Cristian. De unde ai bluza? Bună seara, chiar am fost întrebat. Normal, era firesc să te întrebe. În Camera Verde de mai multe persoane și are o poveste foarte interesantă această bluză. Și anume, aceasta a fost croită de către stră-străbunica mea, respectiv bunica bunicului meu. Wow. Și a fost purtată la data de 1 decembrie 1918, chiar 100 de ani, da. Wow. Deși poate pare neverosimil, să știți că asta e povestea reală. Stai să o ating și eu. Puteți să vedeți. Să o ating și eu. E veritabil. Și vă spun ceva, m-a impresionat ceva foarte tare, ați văzut că a fost o scurtă pauză de publicitate, am ieșit aici rapid pe un hol și l-am văzut pe Cristian îmbrățișat de iubita sa, care îl încuraja. Îl încurajăm și noi, Cristian, țara te urmărește, juriul te notează, care este răspunsul de secunde la întrebarea primei probe, cum scăpăm de vrajba națională? Pornim cronometru. Calea de urmat pentru a curma vrajba este unitatea, însă până la unitate consider că oamenii ar trebui să-și reevalueze opțiunile electorale în vederea alegerilor prezidențiale de la anul. Aceasta întrucât ultimii doi pe care i-au ales în ultimii 15 ani ne-au adus în punctul în care suntem acum. Nu doar din punct de vedere social, cât și economic. Și aceștia au plantat semințele degradării morale, ale isteriei sociale și ale urii viscerale. De asemenea, consider imperios necesar ca românii mei să nu mai conste doar într-un mic grup select de dezaxați cu hashtag și stipendiați soroșește cu Bitcoin, că este la modă, consider că oamenii ar trebui să se lepede de hashtag și să își îmbrățișeze compatrioții și tricolorul. Atât cât încă mai au ocazia, până nu e prea târziu. Acesta e avertismentul meu pentru ei. La 100 de ani de la proclamarea Marii Unirea tuturor românilor,
Eu proclam astăzi în fața dumneavoastră marea unire a tuturor românilor adevărați împotriva unora care nu ne mai doresc aici. 90 Ghinion. De secunde au trecut. Acesta a fost mesajul lui Cristian. Puteți să-l votați la 1272, trimițând prenumele său. Să înlocuim hashtag-ul cu tricolorul. E unul dintre mesajele pe care a vrut să le transmită în această seară, inclusiv ca soluție pentru a elimina vrajba, domnul Ciuvică. Păreți mulțumit. Eu mă uitam în timp ce tu vorbeai foare doct. Eu vorbeam doct sau din... Cristian vorbea doct. Tu acum. Doct, de la doctor. Exact. Modul în care mai iubita lui Cristian îl încuraja din tribună și îi împărtășea emoția. Această emoție este minunată. Să vii în fața țării să vorbești nu e deloc simplu, iar în momentul în care ai o astfel de încurajare, s-ar putea să te ajute și s-ar putea să-ți dea o emoție suplimentare. Bun, mergem la jur. Domnul Ciuvică, repet, mi se pare firesc să începem cu domnia voastră. Mulțumesc. Pe mine m-a impresionat cel mai mult chestia cu penalii și faptul că penalii sunt buni, în special cei condamnați sau anchetați pentru abuz în serviciu, nu? Asta ai spus. Celebrul abuz în serviciu, da. Da. E, pentru asta nota este 9. Vă mulțumesc mult. Din partea domnului Mugur Ciuvică, 9, o notă mare. Oana! Ezit, pentru că primul tău răspuns a fost unul, na, zic, oprim vrajba prin unire. Dar tu ești mult mai mult decât atât și ți-am urmărit și interviul și testimonialul cu umor. De exemplu, ați tăiat. Păcat. Ce ne lipsește? Mare ce păcat. Ne mai lipsește? 320.000 de euro la bugetul consolidat al statului. Asta ți-a plăcut mult, da, nu? Și am transmis și un mesaj personal domnului președinte, da. Basarabia ne lipsește, spune Cristian, de asemenea. Aceea luată printr-un protocol secret, care... este foarte la modă. Știi ce? Tu ai 25 de ani. Mulțumesc. Îndeplinești cam tot ce-mi doresc eu de la un tânăr în care să-mi spun speranța că mâine va fi mai bine țării astea. Foarte multă seriozitate, studiu și ești foarte bine și serios informat în legătură cu toate. Și pentru asta o să fac o medie și pentru că este 9,5 o să-ți dau 10. O, 10! Protejire. Hai să vedem Sandra! Ce opinie are? Ești în anul 4 la drept. Vreau să-mi spui, dacă poți, ce drum vei alege. Ai pomenit asta în interviu. Da. Aveai de ales, spuneai tu, între politică și magistratură. Unde crezi că ai fi mai util? Acum vreau să fac o precizare în legătură cu anul 4 la drept și vreau să fiu și foarte onest în același timp. Sunt în prelungire de studii și am să vă explic fără platitudini și fără vorbe goale de ce sunt în situația asta. Pentru că în acest domeniu se cere a se învăța un volum imens, mult prea mare de legi, de doctrine, ele diferind de la oraș la oraș, la universitate la universitate. Și, cum să vă explic, poate miza nedeclarată sau scopul nedeclarat al acestora este ca acei care intră în magistratură să ajungă acolo scurt-circuitați neuronal. Și astfel, din magistrați, ei devenind portocale, veverițe și tractoriști. Tu ai simțit asta, ți se inducea în facultate? Continuă, Cristian, la această probă se opresc. Aveți posibilitatea să mai votați dacă veți dori la proba următoare. Salut, Sandra. Eu ridic, am să mă explic. Ridic o sprânceană atunci când omul din fața mea, și de data asta ești tu, vine și spune exact ce intuiește că noi toți ne dorim să auzim. Portocale, lucruri pe care noi le discutăm în fiecare zi. Și atunci, firesc, te uiți și zici, bun, asta trebuie să vând ca să cumpere grădinarii. Eu nu-mi doresc asta deloc, eu l-aștept pe domnul de la USR. Perfect. Da, el a crezut că asta ne dorim. Și vreau să-mi dau seama, ți se induce asta în timpul facultății sau crezi că asta vrem să auzim noi? Și. E o convingere personală, văzând cazuri concrete de oameni
în situația pe care v-am explicat-o. Important răspunsul și foarte corect răspunsul lui Cristian. Așadar, nota ta, Sandra? Nota mea este 8. 8? Vă mulțumesc. Nu-i puțin, da? Nu-i nici mult. Ia să vedem noi ce va zice Alex Coita, politolog, om care înțelege bine lucrul la care s-a referit Cristian. Alex. Da. Eu sunt într-o situație destul de delicată. De ce? Pentru că ești un tip foarte deștept. Evident. Ți s-a mai zis asta, nu e o surpriză pentru tine. Știi asta foarte bine. Da. Educat, îți place să citești, îți place să absorbi informație. Și cu toate astea o să-ți dau o notă mică. De ce? Da, chiar, de ce? O să vă spun, o să vă satisfac curiozitatea imediat. Pentru că ai prea multe chestii în cap. Prea multă informație. Și pentru asta să-l sancționăm sau cum? Da, da, absolut. Absolut. Și crede-mă că știu ce zic. Doamne, ce bine că noi suntem simpli așa. Și, ne sancționat domnul Coita și pe noi. E nevoie să... Părerea mea. Să simplifici un pic lucrurile. Încearcă să iei toată informația aia, să o treci printr-o pâlnie, să o filtrezi foarte bine și să vezi ce iese. Da? Până atunci e doar informație brută, e doar potențial. Și pentru asta eu o să-l dau 7 în seara asta. Wow. Da, puteți să-l puneți, să-l rugați pe domnul Coita să repete că eu n-am înțeles nimic. Păi bine, zi tu, păi hai să zici vorbele tale. Zici ce vrei tu să zici. Ce vreau să spun. Am uitat și eu în monitorul de control și am văzut-o pe prietena cetățeanului Cristian, care sigur că îl susținea, dar la sfârșit era așa. Adică pe sistemul, Doamne, nu ne mai întoarcem în Cluj după ce a spus noi asta, știi? Așa, bun. Bun. Doi. La Cluj. La facultatea de drept predă, la Boi, va preda ceva domnul Coldea, că am înțeles că e la profesor la nu, Boi. Nu, dar o mare l-ați curiozitate. Am vrut să fac o precizare, dar am uitat. Uite, când ți-am amintit eu. Când am fost intervievat, m-a întrebat doamna sau domnișoara Diana, dacă am vreun regret. Și am spus atunci, la acel moment, am spus că niciunul. Așa intră, în schimb, am un mare regret. Că nu am luat parte la unul din cursurile sure. domnului Coldea de la universitate. Dacă rămâi acolo, o să mă explic și m-a întrebat cineva de ce ți-am dat 8. Și vreau să-ți spun un singur lucru. Eu cred că tu, cu ideile pe care le ai, poți să schimbi ceva din interior în magistratură. De asta voiam să fii radical, decis. Ce vrei tu să faci? Vrei politică? Vrei să ne vinzi castraveți noi fiind grădinari? Sau vrei să faci ceva din interior, dacă tot știi lucrurile? O să aflăm în seara asta, probabil. Da. Nota lui Mircea, să fie produsul. Hai că acest atenție, Cristian, de câte văd. Mircea, deci, în mod absolut excepțional, fac deci o excepție acum și o să dau nota 10. Exact. 10, Mircea! E doar pentru a patra oară, pentru cei patru concurenți în această seară de la Cristian. E ca al patrulea centenar, știi? Spune-mi, te rog, și tu ai avut emoții când ai asupraveg? Tu cum foarte mari, nu da? Mai pot. Ești studentă la drept? Nu, sunt la Brașov, la managementul resurselor umane. Nici în Brașov nu te mai turești. Da, aia deci, nu e. Ți-a plăcut? S-a foarte bine? Mult, foarte mult. E un exemplu pentru mine el. Sper să fie și pentru alții începând din seara asta. Mulțumesc mult de tot. Îi mulțumim lui Cristian. A fost într-adevăr spectaculoasă întâlnirea cu tine, nu numai pentru că porți această bluză de 100 de ani, care a fost purtată prima dată pe 1 decembrie 1918, ci pentru că am descoperit un tânăr care sigur va face din profesia de magistrat o onoare. Mulțumim, Cristian. Vă mulțumesc. Și mergem mai departe la mulți ani. Pentru că la mulți ani, Cristian, ne vedem la proba următoare.